fizică și cercetător în domeniul spațial, un domeniu în care a ajuns ca absolvent de chimie, specializat apoi, așa cum chiar CV-ul specifică, în cercetările radiației cosmice și în domeniul fizicii nucleare, de unde trecerea în domeniul spațial s-a făcut, s-ar putea spune, firesc. Asta și datorită bursei de la Institutul de Fizică Nucleară din Frankfurt pe Main, din pe atunci Germania Federală. Tema de cercetare urmărea măsurarea detectorilor folosiți în misiunile Apollo. A fost apoi investigator principal al primelor experimente de la bordul avioanelor supersonice românești. A fost de asemenea participant la programul Intercosmos, care debuta în anul 1974, și investigator principal sau coautor a 23 de experimente realizate în timpul programului științific al cosmonautului român Dumitru Dorin Prunariu, din timpul zborului său din anul 1981. A fost însă și investigator principal al primului experiment românesc trimis pe Stația Spațială Internațională.